Sfinții Cosma și Damian, doctor fără arginți. Cosma și Damian au fost frați și au trăit în cetatea Romei în vremea împăratului Carinus. Ei s-au născut într-o familie credincioasă în care au învățat poruncile Domnului și au prins tot mai mare dragoste de El. Amândoi au deprins meșteșugul vindecării oamenilor și al animalelor, fiind vestiți pentru priceperea lor ca medici. Tuturor bolnavilor le vorbeau de Hristos și îi învățau să creadă în El. Pentru că proveneau dintr-o familie înstărită și aveau ce le trebuie, Cosma și Damian făceau ceva mai puțin obișnuit. Refuzau să fie plătiți pentru munca lor sau să accepte daruri. De aceea li se spune doctor fără de arginți. Mai mult, se foloseau de averea pe care o moșteniseră pentru a-i ajuta pe bolnavii săraci. Nu numai că îi vindecau trupește prin rugăciune și doctorii, dar le și cumpărau haine, mâncare sau orice aveau nevoie. Știind că fără Dumnezeu nu pot face nimic, Cosma și Damian se rugau pentru sănătatea fiecărui bolnav. Ei învățau pe pacienților să se roage și le spuneau că nu se vor face cu adevărat sănătoși la trup și la suflet decât prin credință. Le spuneau celor suferinți: noi numai mâinile punem pe voi, căci cu puterea noastră nimic nu putem face. Toate le lucrează prin noi tăria cea atotputernică a lui Hristos, unul adevăratul Dumnezeu, în care de veți crede, îndată veți fi sănătoși. Mulți s-au vindecat în chip minunat după convertire, de unde cei doi sfinți au fost numiți mari făcători de minuni. Faima doctorilor care nu iau plată s-a răspândit în cetate. Cineva i-a părât însă la împărat că sunt creștini și le vorbesc cu oamenilor de Isus. Carinus a trimis imediat soldații să-i aducă la judecată. De față cu multă lume, le-a cerut să se închine la idol, acuzându-i că păcălesc lumea și fac vrăjitorii. Sfinții au răspuns: noi pe niciun om nu am înșelat, nici nu știm de vrăj, ci tămăduim bolile cu puterea Mântuitorului nostru Isus Hristos. Aceasta o facem fără plată, de vreme ce Mântuitorul a poruncit: în dar ați luat, în dar să dați. Căutăm mântuirea sufletelor și slujim tuturor ca însuși lui Hristos. Auzind această mărturisire de credință chiar în palatul său, Carinus s-a înfuriat și le-a cerut din nou să aducă jertfe zeilor păgâni. Cosma și Damian i-au spus atunci împăratului că, așa cum el și-a întors fața de la adevăratul Dumnezeu, așa și capul lui se va întoarce spre spate. Îndată gâtul împăratului s-a răsucit și a rămas așa. Cei care erau de față s-au speriat și au înțeles că adevăratul Dumnezeu este cel căruia îi slujesc cei doi doctori. Rugându-se împreună cu ei, împăratul s-a vindecat, iar el și toată curtea lui au devenit creștini. Frații au fost eliberați și au continuat misiunea de vindecare și propovăduire în cetate. Diavolul a trimis un gând de invidie către un alt medic vestit, care învățase pe Cosma și Damian meșteșugul vindecării. Acesta i-a chemat pe un munte să culeagă plante medicinale și, separându-i unul de celălalt, i-a ucis. În felul acesta, frații au dobândit și cununa muceniciei. Pentru că au fost doctori și sunt ocrotitorii celor bolnavi, Sfinții Cosma și Damian sunt patronii multor spitale și centre medicale sau sociale din România. De asemenea, multe capele și biserici de spital îi iau ca ocrotitori. La una dintre ele, aflată în curtea Spitalului Clinic Fundeni din București, se află și o părticică din moaștele lor. Sfinții Cosma și Damian ne învață că vindecarea trupului depinde și de starea sufletească. Când sufletul este bolnav de păcate și fapte rele, și trupul se îmbolnăvește. Tocmai de aceea, vindecarea unei boli nu stă numai în medicamente, ci și în rugăciune. Din convertirea lui Carinus înțelegem că mărturisirea credinței, prin cuvinte sau pur și simplu printr-o viață creștinească, îi poate ajuta și pe cei din jur să creadă în Hristos, să dorească și ei darurile lui și bucuria vieții cu el. De asemenea, ne mai învață că adevărații doctori sunt cei care se gândesc și la sănătatea sufletului pacienților lor. De la Cosma și Damian au luat exemplu mulți doctori ai lumii,
până în zilele noastre. Un sfânt care a fost în același timp episcop și medic chirurg este Sfântul Luca al Crimeii, care a murit în anul 1961. Se ruga pentru fiecare pacient în parte și le vorbea tuturor de Doctorul Hristos.